Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de luni 7 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici o carte care combină în ea energia cavalerului și a pajului de săbi. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată, mare atenție, pentru că această carte vine cu posibilitatea, cu riscul de certuri, de neînțelegeri. E o carte care vă cere să aveți grijă. Pentru cei care sunteți singuri, sunteți în discuții cu un posibil partener, parteneră, persoana care discutați are foarte mult potențial, sunteți interesați, sunteți intrigați de această persoană, și această carte vă cere să comunicați mai atent cu această persoană, să vă asigurați că lucrurile sunt într-adevăr așa cum par, da? Aveți grijă să nu vă faceți voi niște filme în cap și să vă imaginați că persoana asta este mai mult sau mai puțin decât e în realitate. Comunicați, asigurați-vă că înțelegeți pe de-a întregul această persoană înainte să săriți cu capul înainte și voi deja să vă imaginați nunta și numele tuturor copiilor voștri, da? Asigurați-vă că într-adevăr este genul de persoană cu care vreți să porniți o relație. Pe domeniul sănătății avem aici turnul combinat cu șasele de bâte. Turnul este o carte foarte greșit înțeleasă de majoritatea oamenilor, dar majoritatea sunt speriați de acest turn, să nu vă fie frică, este o carte foarte pozitivă, o carte care vine într-adevăr cu schimbări, da, cu schimbări forțate din exterior, dar pentru voi această schimbare va fi ca o revelație, da? O schimbare în perspectivă. O să înțelegeți anumite lucruri pe care înainte nu le înțelegeați. O să înțelegeți exact de ce trebuie să faceți anumite lucruri, pentru că vă influențează corpul într-o anumită manieră. Pentru cei care aveți alergii, astăzi e posibil să descoperiți sursa alergiilor voastre, da? Alergenul la care sunteți sensibili și să vă dați seama că prin eliminarea acelui aliment sau acelui lucru din mediul vostru înconjurător o să vă puteți simți mai bine. Da, o să vină cu niște schimbări fizice, o să trebuiască să implementați fizic anumite schimbări, poate trebuie să renunțați la pisica sau câinele care vă este foarte drag pentru că sunteți alergic la părul de pisică sau de câine. Poate trebuie să renunțați la un anumit aliment care vă creează probleme gastrice. În orice caz, odată ce înțelegeți acest lucru și faceți schimbarea respectivă, situația voastră de sănătate se va îmbunătăți drastic. În privința banilor, a carierei, a situației financiare, aici avem cinciul de săbii. E posibil ca o afacere, o investiție să nu iasă așa cum v-ați așteptat sau dacă sunteți într-o negociere să vă dați seama că persoana cu care negociați, da, oponentul vostru este mai puternic, mai șiret și mai dificil decât v-ați așteptat. Fiți pregătiți pentru discuții înflăcărate, aveți pregătite toate argumentele necesare, nu intrați într-o negociere, nu intrați într-o discuție fără să fiți pregătiți, fără să aveți toate armele pregătite. Da, e o carte mai negativă să-i spunem, dar atât timp cât înțelegeți energia acestei cărți și vă pregătiți, nu văd de ce nu ați putea să aveți succes. Hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când o să le amestec eu, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dați-mi și un like, un share și abonați-vă la canalul meu de YouTube ca să primiți informații de fiecare dată când pun materiale noi pe canal. Hai să vedem cartea pentru ziua de azi. Respir conștient și profund și mă eliberez de orice împotrivire de a mă vindeca. Sunt gata să mă eliberez de nevoia de a avea această stare. Un mesaj foarte frumos, un mesaj de vindecare
care ne readuce aminte că vindecarea începe în primul rând din interior, din planul mental și spiritual și doar apoi se va materializa și în plan fizic. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine, pa, pa!